Și îndreaptă. Acesta era peisajul în localitatea Băbăița. Aici, încă din noaptea de marți spre miercuri, apele râului Clăniț au dat năvală peste gospodăriile oamenilor. 35 de locuințe din localitatea Băbăița, județul Telorman, sunt grav afectate de ape. Acestea au intrat peste oameni în casă încă din noaptea de marți spre miercuri, iar în cursul zilei de miercuri apa a crescut depășind 60 de centimetri. Pompierii au acționat și acționează în continuare pentru a degaja apa, însă efortul acestora este în zadar. Locuințele oamenilor sunt afectate, mulți dintre ei sunt în vârstă, nu știu ce să facă. Neputința și strigătul de ajutor se puteau citi pe chipurile împietrite de durere ale celor care munca de viață a fost distrusă de apele pârâului, care pe alocuri depășea 60 de centimetri. Soba dincolo în cade, parchet pe dincolo în casă și la mine. Cine mi le dă mie pe astea? Cine mi le dă, mamă? Noaptea trecută, oamenii au dormit pe unde au apucat. Nu au vrut să plece departe de agonisarea lor de viață. Doamnă, când au venit apele peste dumneavoastră? La 12 noaptea, suntem ieșiți pe stradă. Am și patru căprițele dusei la un vecin. Am stat cu ele pe zoană, măicuță. La 12 noaptea. Și acum s-a mărit, la 12 s-a mărit mai mult. Deci la 12 s-a mărit ca lume. Deci de la 12 ziua a început să crescă mult mai mare. Da, cu iată, mami, da. Este pentru prima dată când aici la Băbăița vă inundați? Am avut și în 2005, mamă, mai mare ca asta. Mai mare ca asta a fost. Mai mare ca asta a fost. Dar aici mi-a dărâmat casa asta și am renovat-o, bine, cu ajutor de la Cosit, de la județ, de la stat. Mi-a dat, am făcut, am renovat-o și pe asta și cu ce am mai cumpărat și nu am mai făcut alta în față. Păi și în ailaltă, uite, este apă. În fața casei. Plină și aia de apă. În momentul de față observ că aveți apă atât în curte cât și în casă. Da, mă. Ce veți face în această noapte? Ce să fac în această noapte? Îmi dă uite un băiat, îmi dă o mașină să dorm în ea, că am căprițile acolo la un băiețel și mă gândesc că dacă se mărește apa, să fiu lângă ele, să le ajut, să le privonez, să le scos pe zoană. Și soțul, uite, vine acasă, vezi unde doarme. Uite acolo doarme soțul. Acolo în patul ăla. Deci acolo în patul acela. Acolo doarme, acolo doarme, mă. Eu trebuie să-mi fac insulina și să mă odinesc. E cu diabet, trebuie să-și facă insulina. Disperați, cei afectați de ape și-au luat animalele și l-au dus departe de case. Dacă nu mai poți salva mobila și aparatura, măcar bietele patrupede să fie salvate. Aici avem temelia mai înaltă, că am făcut-o mai înaltă, dar n-a apucat să-i... Animalele, ce-ați făcut cu ele? Le-am pus pe coaste, domnule, e priponite pe coaste. Uite, cu ciocanul mână venit că le-am priponit pe coaste. Nu putem să stăm toată noaptea chiar lângă ele, că nu se poate. Porcii i-am luat în gârlă astăzi și i-am dus pe deal, că n-am avut unde. Să sărnece pe aici, vai de capul meu, că i-am dus până... Asta-i. Problemele de aici sunt vechi, însă abia acum s-au găsit soluții. Autoritățile au ajuns la concluzia că râul Clănița trebuie decolmatat. Problema apei în Băbăița am avut în mai multe rânduri din cauza ploilor abundente. Râul Clănița este colmatat de foarte mulți ani, din sedimentări din, de la animale, de la aluviuni venite cu ploile abundente din anii anteriori, din anul 2005, 2008, 2012, când am mai avut tot așa situații. Aluviunile s-au depus pe albia râului Clănița. Am solicitat mai multe rânduri să fim sprijiniți, am încercat și un proiect de reabilitare a unui podest care ne făcea probleme, în care schimbă de pe afirme, având anumite documentații puse la punct. Și singura soluție pentru rezolvarea situației, considerăm, asta stabilită și cu ISU și cu prefectură, cu tot comandamentul, că decolmatarea pârâului pe o rază de 3-4 km ar rezolva momentan situația inundațiilor în statul Băbăița. Apele revărsate au afectat un număr de 35 de gospodării și 12 case de locuit, potrivit autorităților. Despre câte gospodării și case inundate vorbim în momentul de față? La momentul de față avem 35 de gospodării inundate cu anexe gospodărești și 12 case care în cursul zilei de astăzi a intrat apa în casă, diferențiat, la unii 10 cm, alții mai puțin. Alături de cei afectați de ape au fost și pompierii militari care toată noaptea s-au chinuit să evacueze apa. Potrivit ultimelor date, în această dimineață, apa a început să se retragă.